Spuneți-ne unde ne aflăm. Bună ziua! Ne aflăm în Reșița, la magazinul de animale din Moroasa, pe Petru Maior. Ce găsim aici? Ce aveți? Tot ce ține legat de animale exotice, de la pești, păsări, rozătoare și animale mult mai exotice, reptile, tarantule, hrană pentru acestea, hrană vie, hrană uscată, vitamine, absolut tot ce aveți nevoie, întâlniți aici. Vin reșițenii, sunt interesați. Avem mai multe tipuri de cumpărători, mai deosebiți care iau și anumite ciudățenii și, în general, cumpărătorii de pești exotici sunt clienții fideli. Hrana pentru câini și pisici, cam asta e. Pe lângă faptul că aveți la vânzare anumite animale mai rare, să zic așa, am înțeles că și construiți și amenajați acvariile pentru cine dorește, oferiți și servicii? Sigur că da, oferim mentenanță la cabinete, în birouri, la oameni acasă, întrețineri, construcții de iazuri, bazine de creștere pentru plante, tot ce ține, de terarii, de cuști, colivii, absolut ce nevoie de informații și construcții ne ocupăm, ne întreține absolut tot. De unde ideea pentru un astfel de... Asta e o idee veche. Din copilărie, pasionat de animale, am umblat prin toată România căutând pet shop-ul perfect și am încercat să realizez eu unul, deoarece niciun pet shop nu are o zonă de prezentare, o zonă de expoziție. În magazinul meu, majoritatea animalelor foarte rare sunt exponate pentru a vedea omul cum arată în realitate un animal. Spuneți-mi, dacă vreau să-mi fac un acvariu, cât mare ajunge? Aici ține foarte mult de ce doriți de la un acvariu. Poate să fie de la 200 de lei până la 1000 de lei, în funcție de ce trebuie să conțină acvariu, de ce animale vă plac, de ce pești, dacă e marin, dacă e de apă dulce. Sunt foarte, foarte multe lucruri diferite. Puneți-ne față de alte pet shop-uri din Reșița. Ce pești găsim? Care sunt cei mai rari? Sau ce țări provin? Ca și rarități, peștii mei de colecție din magazin, care pot fi văzuți și ca exponate, sunt aduși din America, aduși din Africa. Spre exemplu, peștele aligator este adus din America de Nord, un pește foarte, foarte rău, consumă absolut tot. Reptilele sunt îndeoseb mai rare decât în alte pet shop-uri și din țară, nu numai din oraș. Această reptilă este din Australia. Mai avem țestoasa aligator care vine din Sud-America. Pitonul, avem șopâr la gecko, gecko tocaiu. Astea sunt foarte rare și nu se întâlnesc mult prea des în pet shop-uri, deoarece lumea nu vrea să comercializeze așa ceva. Dar se pot vedea în cadrul poziția mea din magazin. Cine care vrea să vadă ceva mai rar poate să vină la dumneavoastră, nu neapărat să... Categoric, categoric. Avem din Africa lacul Malawi, lacul Tanganyika, o reprezentare biotopa Amazonului, o grămadă de acvarii făcute cu specific pentru speciile respective.